Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Haideți să vedem cu ce se mai ocupă poliția română în afară de aripi picante. Citez. Hamburgeri. Băi, da. Femeile care au dansat jocul găinii îmbrăcate în polițiste la o nuntă din Vaslui sunt cercetate penal. Deci este suprarealism la maximum. Înțelegeți? Despre ce este vorba? A fost undeva o nuntă în Vaslui, o petrecere, ceva. Așa. Și aparent există, eu n-am auzit până acum, dar nici nu prea sunt dus la nunți. Aici poate... Prietene, Luca, e ceva cu dansul găinii? Ai văzut pe undeva? E treabă? Da. Aha. Auzi, dar e un cântec special pentru cum e dansul pinguinului, e dansul găinii? Sau? Asta nu știu. Dar știu că dansul găinii este o tradiție obligatorie, da, la nunți, mai ales în mediul rural în general. Păi eu am făcut în mediul rural la mine și nu a fost cu dansul găinii. Bine, mă, lasă, și fandosit. Ajutați-ne și pe noi dacă se poate cu link ceva cu piesa de dansul găinii. Zero, la WhatsApp. Știți WhatsApp-ul nostru. 0728-3132. Nu cred că se ia vălul miresei pe ia mireasă ziua bună, nu știu. Așa, ce. Și găina pe ce să ia? Și pe urmă găina, că am fost la câteva găini, dar nu am mai rămas în cap nimic. Bine, era să se petrec și pe dimineață găinile și ești tulbure. Să fie pe Snap sau pe Toa Limited. Cred că poți orice. Nu mai contează. Bun. Deci există acest obicei. La un moment dat se joacă găina. E un tip de dans, presupun, cum ziceam. Nașii trebuie, citesc, să plătească găina simbolic pentru munca bucătarilor care au pregătit mâncarea. Și dintr-un motiv inexplicabil, cele două doamne care jucau găina la nunta asta din Vaslui erau costumate în polițist. Așa a fost. Așa au considerat. Așa era role-playing, da, cu găină polițist, ceva. Habar. Bun. Cred că n-au mai găsit ei și l-au dat... Bun. Suprarealist este că asta a enervat polițiștii adevărați, care, bă băiete, au deschis dosar de cercetare penală, citez acum, da? Sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uzurpare de calități oficiale. Se fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs situațiile prezentate și dispunerea măsurilor legale, a transmis Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Bă băiețe, altă treabă n-aveți? Adică... Era o petrecere privată, pe bune, s-au costumat. Dacă se costumau în pompieri, se făceau cercetări penale? Că s-au costumat în pompieri? S-au simțit jigniți. Și asta. Posibil. Nu. Deci instituția poliției este nepătată. Lasă. Nu există pată. Înțelegi? Adică nu, e vorba și de asta. Dar ce asta e pată? Au dansat costumat de poliție. Nu, păi tocmai, instituția poliției trebuie respectată. Ea fiind nepătată niciodată, nu poți să-ți bagi joc de ea. Păi. Înțelegi? Da. Continui din... s-a descoperit? Deci se face anchetă, mă, înțelegi? Ăștia cheltuiesc bani, timp, energie ca să facă anchetă de unde au luat doamnele respective uniformele de polițiști și de ce au dansat. Dar dacă dansau dansul miresei în uniformele de polițiști... Poate l-au luat de la Garcia, de la Vacanța Mare. Da. Apropo, pe ăsta, pe Robi din Las Fierbinți, îl cercetează penal? Da, de exemplu. Că e costumat în polițist? Și e ușor... Face face uzurpare de calități oficiale? Nu, serios, mă, bune. S-a descoperit că uniformele de polițist aparțin serviciului rutier. A? Deci erau de la rutier, erau cap de cretă, adică aveau chipiu de la alb sau cum s-au vrut. Inclusiv în filmări se pot observa semnele autorității statului și în ce altceva să se mai observe. Adică... Auzi? Crezi că o să-l dezgroape pe lui de Funen? A, iată, uite, vezi? Ăștia de la jandarmerie? Da, exact. Mai citesc. Obiectele de vestimentație au fost ridicate în vederea cercetării. Bă, de ce au făcut? Le-au chemat pe femeile alea la interogatoriu? Doar obiectele de vestimentație de la exterior, da, sau și interior? Asta, le-au luat tot? Băi, e cazarmament total sau... Adică le-au luat și AZP-urile, mă scuzați? Sau... Asta e cu cot, nu știe toată lumea. Da, deci pe doamnele au luat la interogatoriu, femeile au refuzat să spună de unde au uniformele și alea rezistă. Înțelegi? E rezistența din... Spune adevărul, tot adevărul aici. Nu. O să suferi consecințele legii pentru uzurpare de calități oficiale, că ai dansat găina... Ce? Oare în ce grad erau? Adică erau agent, comisar, ce? Uite, Costel din Bilbao spune că are dreptate. Poliția trebuiau angajați polițiști pentru dansul găinii. Polițiști adevărați. Da, chiar așa. Dacă polițistul adevărat se ducea și juca găina în uniforma lui de poliție, era tot așa cercetare penală? Care-i problema? Mă, oamenii n-au, odată că n-au umor, doi, au foarte mult timp liber. Adică zilele trecute, pe bune, adică sunt multe lucruri pe care ar putea să le facă. Părerea mea,
de umil cetățean plătitor de taxe. Serios, domnilor polițiști și doamnelor, tot respectul, dar pe bune, asta e ancheta pe care o faceți voi. Deci au dansat două doamne îmbrăcate în polițiști la o nuntă. Uite, bună, nu-i posibil. Observația de pe dintr-un mesaj, ori și făcut și reconstituirea? Da, chiar se face reconstituire. Primim între timp date despre dansul miresei. Găinii. Sunt mesaje care spun că... Găinii. Găinii. Și uneori. Da. Da. Sunt mesaje care spun că e un obicei din zona Moldovei. Alții ne zic, uite, de exemplu, că în Ardeal nu este un dans. Dar ce este? În Ardeal se aranjează o găină și socăcița, în paranteză bucătărea sa, deci da? Socăcița e bucătărea sa. Socaciu era bucătarul, așa? I-o dă nașului, care trebuie să plătească pentru ea. Se zic strigături specifice. Foarte frumos, pentru acest moment. Deci nu se dansează. Nu se dansează. Spun că se dansează găina pe ritm de geampara. Nu contează geampara, a geampara să fie. Am înțeles. Alții zic că mai mult se chiuie decât se dansează. Da? Uite, la mine, la nuntă, ne spune cineva din Râmnicu Vâlcea, nu mă prind cine e, Corina. La mine, la nuntă, s-a jucat găina, care de fapt a fost o curcă. Bucătarul s-a îmbrăcat în costum popular și melodia a fost populară. Da. Dar sunt curios pe infractorul ăla îngrozitor care a furat 4 conserve de pește oceanic. Ăla l-au arestat, până la urmă l-au prins, că l-au prins. N-au recuperat prejudiciul, că săracul mâncase probabil tot tonul. 4 costume, dar altă cercetare penală de mare amploare. Au treabă, și acolo, au foarte multă treabă zilele astea. Jos cu corupția România, cu dansul găinii și cu furtul de conserve de ton, să-i băgăm la pușcărie pe nenorociții ăștia care, uite ce fac. Foarte bine, siguranță și încredere, faceți-vă treaba. Cred că trebuia dansa curcanul aici, s-au supărat ei și... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.